Deja Dumnezeu, prin cuvântul rostit, prin fratele David, ne-a vorbit despre dragoste. Chiar dacă suntem programați și ne place să fim oameni ai planurilor, nu l-am întrebat pe David ce predică și fără să știu ce vrea să predice, el m-a gândit să predic tot despre dragoste. Și m-am hotărât să predic tot din textul din 1 Corinteni, capitolul 13. De obicei, noi îl citim pasajul acesta la nunți. Și să vorbești despre dragoste, un task, e o povară, e greu. Nu cred că găsim o definiție a dragostei de tipul dragostea este. E incomplet aproape oricare alta. Cred că singura completă este cea despre care vorbea și David, spune Dumnezeu aici în 1 Ioan, spune Dumnezeu este dragoste. Adică dragostea e tot, dragostea e și asta, e și asta, e și asta. Nu e asta, uneori e prin negație. Ca tare n-am să pot să vă descriu dragostea în această seară, în jumătate de oră. Tocmai de aceea, pentru că dragostea e ca o pictură mare, frumoasă, astăzi vreau să pun o singură culoare. Am să vorbesc despre un detaliu al dragostei de care n-am vorbit în viața mea. Și nu știu dacă am auzit odată predicându-se despre asta. Odată cred că am auzit. Ne gândim la multe, spunem dragostea este self-sacrifice. Sacrificiu de sine. Dragostea înseamnă jertfă. Așa e, this is the core. Asta e esența dragostei. Dar am găsit aici, anticorinten, trece pe un cuvânt care nu m-am gândit niciodată la el. Spune aici cuvântul așa Dragostea nu se poartă necuvincios. Ați auzit vreo predică despre asta? N-am auzit. Și un engleză spune Love is not rude. Dar ce treabă are Dumnezeu cu politețea, cu bunul simț, cu buna creștere, cu bunele maniere? Are Dumnezeu treabă? Are! Uite că are! Dragostea nu se poartă nepoliticos. E cuvântul lui Dumnezeu și ăsta. Mă aduc aminte de unul dintre neamurile mele, un om simplu, cu înțelepciunea aia bătrânească, șotios, glumeț, totdeauna scoate câte o perlă. Și mi amintesc când eram copil, vorbeam de pocăiți, vorbeam de problemele care sunt la pocăiți. Și încercam noi să sugerăm că trebuie mai multă pocăință, mai mult post, mai multă iertare. Aceleași lucruri care sunt bune. Dragoste. La care bătrânul zice, auzi, zice, la pocăiță îi plim podul de pocăință, zice, le trebuie un pic de bun simț. Și am zis, mă, să știi că are dreptate. Uneori nu pocăința ai problemă, ci bunul simț, politețea buna cuvință, spune dar dragostea lui Dumnezeu în atot frumusețea ei, are acolo o culoare care uneori lipsește la mulți, cu tot postul, pentru că de multe ori e pocăință și bădărănie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Un pocăit e un om politicos, un pocăit știe să facă shower, un pocăit să spală pe dinți, un pocăit să-și respectă nevasta, un pocăit știe să se îmbrace cu gust, pentru că dragostea are acolo ceva. Nu-i dirigenția asta, nu-i rău să ne amintim. Dragostea se poartă cu bună cuvință. Mă amintesc că am fost acum în România, pe avion, și există genul ăsta de pasageri care au impresia că butonul ăla care chem adesea e pentru ei, apasă ca pe pian, într-una. Uh, they have rights! M-am scârbit de asta în America. It's my right to call you, it's my right to give me a cup of coffee. Am dreptul, domne, dum mi cafă, du -mi aia. Domne, n-avea stare. Totul era despre el, domnule. El, pasagerul care a plătit, domnule, să-i se ducă aia. Și mulți facem și noi așa la restaurant, să nu cumva să întârzi la un pic, să nu cumva să scape, să nu cumva să uite că una, două, noi facem claim. We got rights. Avem drepturi. Și așa e. E dreptul tău să vină stewardesa, dar nu uita că nu-i sluga ta. E dreptul tău să-ți ducă încă o cafă că tu vrei. E dreptul tău să nu știu ce. Și era supărat că n-avea loc la bagaj deasupra capului. Domne, e dreptul meu să am bagajul deasupra capului. Big deal. Și-a spus, ți-l pun la business class, mai în față, 2 metri. Nu, e drept. Și-a făcut un tărăboi, tot avionul ne uitam la el. Și el, țăranul, mergeam spre Balcan și am zis, welcome to Balkans. I felt like home. N-am putut să nu zic la de lângă mine, zic, mă simt din nou acasă. Chiar dacă erau drepturile lui, să pune întrebarea, era politicos? E dreptul tău să pretinzi pe la restaurant. E dreptul tău să pretinzi pe unde mergi, să bați cu pumnul în masă. Dar întrebarea mea, îi cuvincios? Asta e întrebarea. Cuvincios să faci asta, să bați... Să nu mai vorbim de faptul că unii profită de dreptul lor. Păi, domnule, dreptul meu, ia o rochie, o poartă la două nunți, o duce înapoi. E legal, dar te întreb, doamnă, soră, îi cuvincios Dragostea nu se poartă necuvincios. Never. Amintesc că am plecat prima oară eu de aici. Pe românii cunoști după două lucruri în aeroport. Două lucruri. Îmi amintesc când am pierdut prima oară avionul. Fugeam de de mi-am dat duhul. Am întârziat 5 minute. 5 minutes. Și fugeam și eu și vă doi prieteni și nu-mi găsam aerul și nu-mi venea nici engleza care o mai aveam. Și please, can you? Și nu mai, nu mai știam, dar eram de obosit. Fugisem după avion, like crazy. Am fugit și să uita la mine așa se zice, o plecat. La 3-4 mii kilometri de România am zis, Doamne, cum mai știu că sunt român? Mi-a fost rușine. Păi zice, numai voi fugiți după avioane, voi români. A fost o rușine, am zis, da. Așa-i cunoști pe români. Românii fug după avioane tot timpul. Un alt fel pe care îl cunoști pe român, aici am să ajung, noi românii tot timpul avem bagajele packed, full, crapă. Când plecăm din America, crapă! Nu este an în care să n-am five extra mor, m-am săturat. Mă dar cu ce am umplut bagajul ăsta? Încă noi, noi românii din America n-am auzit că România nu mai e third world, nu mai e developing world. Nu mai au nevoie de big red tău și al meu. Nu mai au nevoie de, mai știu eu ce, le ducem acolo, sneakers. Noi, românii, cărăm într-una. Cărăm de crapă bagajele. Cărăm în coci cu și slănină. Cărăm încolo sneakers și big red. Într-o vreme asta era tot. Big red. Când venea cineva cu big red, erai pe spate. Și acum am găsit într-o zi la sighetul marmației. Ai putea să zice că la țară. Big red în magazin. Am zis, nu mai ai cu ce să impresionezi în România. Pentru ce cărăm, nu știu. Dar asta e românul. Cară. Și dacă am amintiți frații mai bătând de România, o, oh, Doamne, dacă acum să cară cum să cară atunci, am umblat mii de kilometri cu personale, cu trenuri, am fost misionarul pe tren, îmi plăcea, frig, prea cald, opt oameni într-un compartiment ca să sarmalele, de la Iași la Tinișoara, n avea voie nici să respiri, nu puteai merge la WC-ul, că sunt la altul locul. Și asta era puțin, ce era cel mai îngrozitor era că era plin de bagaje. Domnul era plin. Românul căra de toate. Stătea așa liniștit la tren și te trezai că începe să picure zăr. Se căra, domne, brânză. Se căra mălai. Cărau, atâta am văzut unul era cu găini, nu mă văd că mișcă sacoșa aia. Cărau orice miere. Auzi una care m-am înfiorat povestea unul, zice, dom'le, tot toți opt așa în compartiment, liniște de plină, era noapte, așteptam să treacă noaptea îngrozitoare, trenul foamei, vă dați seama, să știu ce tren de București, 12 ore, dintr-o dată nu numai cade o sacoșă de la bagaje, direct în mijlocul compartimentului și începe un guița de porc. Și zice, mi am trezit toți, am țipat, dom'le, ce e aici? Și să ridică cetățeanul relaxat, zice, mă, gigele, te treziști? Îl îmbătase pe purcel, și îl băgase la bagaj și zice, mă, ăsta îi bea turtă, îl țin acolo, bea, nu, știi nu știe nimeni că am avut un por. Pe păi la jumate purcelul se trezește și sare în mijloc și fugea prin compartimentele mea să prindă purcelul. This is Romania. Dacă vă fost dor, v-am adus aminte de ea. Asta e românul. M am amintesc cum am plecat eu prima oară și m-am dus cu bagajele pline, am avut, cred că 10 extra cages, am avut mult și am spus, Doamnă, mă duc în România, țară săracă, era o afroamerican, că ok, m iertat. Și m-am trezit cu tita mai bagaj, n-am mai aveam loc. Tădeam așa stresat, Doamne, ce fac, n-am loc. Mă uitam la Doamna aia, Doamne, vă rog, adică mă gândeam în sinea mea, Doamne, orice loc. De altfel, că știți că cele mai frumoase drumuri sunt drumurile acasă. Pe de la dumneavoastră, atunci în martie, de aia am și umplut bagajele, să-i arăt soției ce bine în America, poate o conving să vină. Și m-am dus cu bagajul și nu mai era loc. Și m-am uitat, Doamne, orice, mă gândeam, Mă duc pe ultimul rând, mă gândeam, numai să ajung acasă la soție, să ajung acasă în România, la casa mea, pe ultimul loc unde nu se poate lăsa pe spate. Doamne, mă gândeam, puneți-mă între doi luptători de sumo, dar dați-mi un loc, dați-mi un scaun în toaletă, dați-mi un loc. Și final, uite, Doamna aia, și zice, nu mai este loc, numai la business class. Wow. Și m-am trezit eu, țăranul român, la business class, first time in my life. Nici nu știam cum să mă port mă uitam în jurul meu, se puneau costumele în dulap, mă da meniu, zic, is that real meniu? M-am uitat să comande primul vecinu, mi se părea un domn, zic, mă, ăsta are bani, la business class, nici nu l-am derajat să merg la baie, tot drumul până în America. Și caro, român, nu mi-am pus bagajul la mare la picioare. Zic, nu mai... Doamna, zic, vă rog, vă pun nu, doamna, aici, bucuros că am prins business class, nu mai întrebea nimic, bagajul. Am zis, uite cât spațiu. Și când toată lumea s-a întins să se culce, eu nu puteam să dorm nu se mai întindea scaunul de bagaj. Atunci m-am prins de ce trebuia pus bagajul sus. Pentru că la business class toată lumea doarme, aș face pat. Am stat așa ca jumătate, tot drumul până în România am închis un în ochi. Dar n-am comentat nimic. N-am cerut apă. Știți de ce? Că aici am să ajung. Diferența între mine și țăranul ăla din Balcani. Nu ca aș fi politețea într-o Eu am înțeles că drumul ăla era cadou. Ăla plătise, îi se părea lui care drepturi. Pentru mine era cadou. Am înțeles că nu meritam să fiu la business class. N-aș fi dat bani nici pentru nimic în lume. Și am primit cadou un loc la business class. Dacă creștinul ar înțelege, asta am vrut să spun, că ce-a făcut Dumnezeu în viața ta și în viața mea este Cadou. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, zicea Biblia, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Minune că suntem. Dacă ne-am amintit cum se spunea mai devreme aici că nu-i dreptul meu să fiu pastor, nu-i dreptul tău să cânți în orchestră, în cor, în fanfară, nu-i un drept, este darul lui Dumnezeu. El ne-a iubit întâi, a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Nu avem un drept că suntem aici, mai sunt unii care se supără că se pun alții pe locul lor în adunare. În locul tău, ai uitat că Dumnezeu te-a scos din groapa mocirile? Spune asta unor pocăiți care în vremea noastră sunt tot mai asemănători cu omul ăla. I got rights, am auzit de când dâs atât de des asta decât aici, în America. E dreptul meu ca și membru să știu, să fiu informat. E dreptul meu să-mi spun părerea, să fac, să nu, dacă nu, nu mai dau cecul. Dragii mei, hai să ne amintim că dragostea lui Dumnezeu este un dar. N-ai niciun drept. Și dacă l-ai, că l-ai, legală l-ai. Vreau să te întreb frumos, îi cuvincios să tot bați cu pumnul în masă? acasă, la biserică. Dragostea nu se poartă necuvincios niciodată. Uitam la Domnul Isus, modelul ideal, îl iubesc pe Domnul Isus pentru că a fost nu numai Dumnezeu, ci a fost un om. Când Pilat a zis, iată omul, nu știa ce spune, dar prorocea. Isus a avut bună cuvință, spune cuvântul în apocalipsă 3 cu 20, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și mă gândeam în sinea mea: Dumnezeu care a creat inima mea stă la ușă și bate. Stăpânul inimii mele care poate să treacă prin zid, stă la ușă și bate. E un exemplu de politețe, e un exemplu de cuvință. Domnul Iisus Hristos nu intră nici într-o inimă cu cizmele. El nu intră cu dâmbuzna în inima nimănui. Domnul Iisus stă la ușă și bate. Și dacă îi deschizi și dacă l inviți, intră. Mergea pe drum cu niște oameni, așa de frumos spune Biblia, mergea pe drum cu ei spre Maus și spunea că mergea lângă ei. Nu intra direct în vorbă, s-a apropiat de ei și mergea împreună cu ei. Apoi îi întreabă ce vorbe sunt acestea și ascultă, politicos, îi ascultă. De atâtea ori avem soluții prefăcute înainte, făcute. Ready. I got the answer, you got the problems. Ne avem înainte răspunsul ca să spunem o problemă. Noi știm. Iisus îl ascultă și ascultă și ascultă. Și când ajunge la ea acasă, spune Scriptura că s-a făcut, că vrea să meargă în altă parte. Ce frumos, nu? Nu s-a invită ci se face. Și când au stăruit de el și l-au invitat, pot... cum dacă mă invitați, intru. Vedeți ce, ce frumos caracter avea Domnul Isus Hristos, că dragostea înseamnă și asta. Mai mult, ce mai mult mă impresionează la el, ca și om, comportamentul lui cu vis a -vis de femei. Probabil că noi nu ne dăm seama astăzi, pentru că cultura s-a schimbat mult, dar în vremea Domnului Isus femeile erau desconsiderate. Femeile nu aveau cuvânt egal cu al bărbaților în tribunal. Femeile erau disprețuite de mulți învățători ai legii. Și Domnul Isus Hristos a fost pentru vremea Lui un revoluționar, un gentleman prin excelență, prin felul în care s-a purtat cu femeile. Spune Scriptura că intră în vorbă cu o femeie samaritiancă, disprețuită și prin originea ei. Și spune Biblia că acolo ucenicii au venit și s-au mirat. Auzi, s-au mirat că el stă de vorbă cu o femeie, Domnule. Pentru că și în cultura aia, ca și în cultura românească, există suspiciunea aia că nu poate exista o relație între un bărbat și o femeie fără să fie ceva acolo. Și de multe ori și pocăiți gândesc la fel. E suspiciunea care era în cultura evreiască și în cultura românească, că ceva acolo e. Dom'le, nu se poate o relație de business, de biserică, de frate și soră, fără să fie ceva, fără să bănuiești, fără să-ți fugă mintea. Domnul Isus a avut o relație normală, a fost curat, sfânt, dar n-a ținut femeile la distanță, n-a fost un taliban. De altfel și în cultura americană este la fel. Am întrebat o misionară zicând, Is it the same for you? So says, yes. In our culture, everybody suspects everybody for sleeping around. This is a mentality. Toată lumea bănuiește pe toată lumea. Domnul Iisus Hristos nu se uită la suspiciunile lor, ci stă de vorbe cu femeia. Și ce îmi place în discuția aia? Că urmă, Domnul Iisus știa cine era femeia. Era o prostituată. Când ai șase, deja ești profesionist. Și nu-i spune, Domnule, doar era și în vocabularul evreiesc, ca și în la românesc și în la englezesc cuvinte. Când e vorba să jignești o femeie din de asta deșănțată, găsești în vocabular câte cuvinte vrei tu. Și Iisus nu spune, mă, deșănțat-o, destrăbălat-o, stricat -o, -o. Și îi spune, adun cu pe bărbatul tău o invitație. Și spune, păi n-am bărbat. Și îi spune, ai zis adevărul. Cinci bărbați ai avut și cel care l-ai acum nu este bărbatul tău. Și poetic. Aproape că îi face o poezie și femeia se pocăiește. De Iisus nu insultă bagaboantul sau știu ce alte cuvinte. You, you, have words for that. Și în engle, engleză aveți câte vreți. N-am să le spun la amvon, nu sunt vrednice. De Iisus îi spune frumos. Și femeia îl primește pe Domnul Iisus. De atâtea ori uităm de această dimensiune pe care Dumnezeu ne-o cere. Amintesc de cuvântul Domnului de, 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 un mare om al lui Dumnezeu, Iov, Îmi place cum începe cartea Iov. Dumnezeu ne spune primul lucru despre Iov și primul lucru nu spune că era neprihănit. Nici că era bogat, vezi, Doamne. Unii cred că asta identifică pe ei, bogăția sau neprihănire. Nu! Primul lucru pe care Dumnezeu ne-l spune despre un mare titan al credinței este altul. Știți cum începe cartea Iov? Primele cuvinte. Era în țara Uț. Ce? Un om. Ai auzit? Iov a fost om. O, dacă ar fi unii pocăiți oameni. Atât, domnule, nu mai mult. Oameni. Stătea odată un filozof grec pe nume Esop. Și se uita el așa în zare cum se uită filozofii pierdut și medita. Și un ucenic vine și îl întreabă, Esop, la ce te uiți? Și el mă uit așa, mă uit și eu. Dar la ce te uiți? La care Esop răspunde, zice, mă uit eu așa, câtă lume și nici un om. Interesant, nu? Câtă lume și nici om. De multe ori suntem lume, lume de meserie. Prea puțin mai suntem oameni de meserie. Puțin contează ca și la eu că a avut avere, că a avut copii mulți sau puțini, că a fost de prim. primul lucru, și alea contează, contează mult, dar primul lucru este Iov în țara Uț a trăit ca om îmi doresc în mor să nu se spună păstorul fedur, misionarul fedur, licențiatul. Dom'le, domne, ăsta a fost om. Ăsta a avut bun simț. s a avut respect, domnule. Pentru că dragostea se poartă cuvincios. A fi tupeist, obraznic, golan, vagabond, nu înseamnă nimic. De în multe ori văd chiar la tine, ni o brăznicie, pe obraznic. Cred că dacă părinții lor sunt nu știu cine și în România și oriunde își pot permite să fie obraznici. Dragi părinți, dați-mi voi să vă spun că înainte de orice, înainte ca să creștem ingineri, să creștem predicatori, doctori, președinți, ce vreți voi, Dumnezeu ne cheamă să creștem oameni. Oameni. Să învețe să salute, să fie respectuși, să-și dea ochelarii de soare jos. Vreau cu americanii și erau șocați, struck. Nu au zis în viața lor că este nepoliticos să stai cu ochelarii de soare pe ochi. Au zis, we, we don't know. Și spunea un arab, zice, și în cultura noastră este nepoliticos. Și spuneam și eu, păi și mie mi se pare că, n-am cine după ochelarii aia, cât jumătate de, uh, înțelegi, de ochelarii de soare? Poate fi un extraterestru, dă-ți jos să văd cu cine vorbesc. Eu mă uit la tine, nu la ochelarii. Sunt multe elemente de detaliu care poate mulți zi nu le știm. Ar fi vremea să ne gândim mai mult la ele. Dragostea nu se poartă necuvincios. Îmi place la Iov, Iov este exemplu în multe privințe, dar mai ales îmi place aici că este vorba de Iov, un exemplu în familie. Aici și testul nostru, dragii mei, adevărul este că în familie, acolo ne pierdem cumpătul cel mai ușor, în familie ne este cel mai greu să fim oameni, în familie e cel mai greu să rămânem politicoși și respectoși și să avem cuvință. Spune cuvântul acolo că s-au întâmplat multe în viața lui, au murit copii, s-a dărâmat casa, l-au -au jefuit, i-au luat bogățiile și unul câte unul veneau vestitori și spun Iov, pe când vedeam asta și asta, iată ce s-a întâmplat. Au murit, s-a întâmplat, te-au jefuit, zero ai rămas. Spune cuvântul că Iov, dați răspunsul unui om, om, atunci Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua și atunci capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mame mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și spune cuvântul aici, Dumnezeu dă o evaluare. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc, dar nu se oprește aici. Ce spune? Și n-a vorbit nimic necuvincios. De două ori apare cuvântul necuvincios în Biblie aici și în 1 Corinteni 13. Biblia nu spune că eu vă fost numai pocăit și n nu păcătuit. Spune că n-a păcătuit și nici nu a vorbit necuvincios. Pentru că de foarte multe ori noi pocăiții nu păcătuim, de am inventat noi cuvintele noastre. Avem noi înjurătorile noastre. Și zicem că nu-i păcat. Îmi desc, între primele zile de școală, fratele meu, student, nu cunoștea pe nimeni acolo în, la școală, era în sala de trompetă, mai mulți studenți acolo, și tot piscălea pe la pistoane, pe la s-o blocase un piston acolo și zicea el, ispita. O, ispita, zicea. cum mai zicem noi pocăiți. La care se uită unul, zice, tu ești pocăit. Să să pice jos. Dar de unde știi că-s pocăit? Păi voi pocăiți în așa, zice. Vă nu zice nici de mamă, nu zice nici de dracu, dar când vă nervați, ispita, truda. Nu-i așa, frații mei, că avem cuvintele noastre necuvincioase? Și cuvântul spune să nu se să aud, să audă între voi cuvinte spurcate sau cuvinte stricate, zice Pavel. Cuvinte necuvincioase. Și în engleză le aveți, I don't know them, dar știu că avem gas și șut și you know better than me. All those Christian curses. Însă Biblia ne spune, un creștin nu vorbește necuvincios. Nici când își dă peste deget aici, dragii mei, trebuie să ne pocăim cam toți, amin? Ne-am inventat noi cuvintele noastre, le-am înlocuit pe ale ale lor cu ale noastre, dar nu-s departe. Și mă rog lui Dumnezeu să ne cerceteze în privința aceasta. În familie, bună cuvință. Mai departe, mă uitam în Sfânta Scriptură, nu-i timp acum, îmi place mult de boaz. Nu știu dacă ați citit mult despre omul acesta, ce frumos vorbește boaz. Un om deosebit, Spune Scriptura că vine boaz la atelier, vine boaz la șap, vine boaz la lucru. Boaz, bosu. Și spune cuvântul aici, și boaz când intră acolo pe, în țarină, la șapul lui, spune, a zis slujitorilor lui. Ce au zis? Domnul să fie cu voi. Nu no, ăsta da, bos, aș lucra la el. Așa vorbim noi oare cu angajații noștri? Și au cum răspund angajații. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Nu, no, îmi place. De atâtea ori între noi pocăiți, iar zic un, sunt discuții și certuri de la relațiile de servici. Pentru că nu știm să fim oameni. Dragul meu, ăla ai testul tău cel mai mare. Ca angajat sau ca și... Ca amândoi au fost la fel de bun. Nu spune Domnul să te bine, al Domnul să fie cu tine. Frumos. După răspuns și, răsp, după e, inițiativă și răspuns. Să dragii mei, oare seamănă atelierele noastre, seamănă businessurile noastre. În ce privește buna cuvință, seamănă cu acest câmp unde lucra Boaz? Vorbim noi cu șefii noștri sau șefii cu angajații în felul în care Boaz vorbea cu angajații lui? Dragostea nu se poartă necuvincios nici la servici. Și așa mai departe sunt multe exemple. Cuvântul Domnului vorbește foarte clar despre vorbire și spune foarte clar. Aveți grijă cum vorbiți. Să nu sunt între voi cuvinte porcoase, cuvinte urâte, spunea cuvântul Domnului. Cuvinte foarte interesante. Găsim multe exemple. Găsim, asta o găsim, de exemplu, și în roman, spune așa, sau în, în filipeni, avem în efeseni, avem multe versete frumoase, acum nu știu care să aleg. Avem, de exemplu, în Coloseni, capitolul 4, spune, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har. Dreasă cu sare, zice cuvântul aici, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și spune mai sus, mai sus cuvântul, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Suntem chemați la bună cuvință, respect și politețe și bun simț legat de cei de afară. Vorbirea noastră să fie dreasă cu sare pentru cei de afară, că îți vor spune ei, ești pocăit. Te vor prinde într-o zi cu mâța în sac Dar parcă voi pocăiți nu n-aveți voie să Doamne trezește-ne Și legat de bună cuvință, un ultim gând Buna cuvință În multe, spuneam de vorbire De familie Relații de servici, ar fi fost destule Acolo dacă ne uităm la Boaz N-am mai citit Cum vorbește Boaz curut, frumos Pentru tineri, uitați-vă acolo Burlacii, fetele cum vorbește un fecior cu o fată, nu limbajul de mahala care îl folosim noi uneori când agățăm. Ce frumos vorbea cu ea, ce frumos îi răspunde ea acolo, o frumusețe. Dragi fete, dragi băieți, ascultați-mă bine, nu e suficient să fie frumoasă sau frumos. Nu e suficient să fie numai pocăit. Nu e suficient să aibă o meserie. Luați-vă parteneri care să vă respecte. Că-i vai de tine dacă ți un pocăit bădăran. te sătura de el ca de mere pădurețe. E mare nevoie azi de băieți și fete care să respecte. Respectă fata aia. Respectă băiatul acela chiar dacă te vei mărita sau nu cu el, că vei ajunge la altar sau nu, că pleci din relația aia, trebuie să stai cu capul sus, să nu-ți fie rușine de ce ai zis, ce ai făcut. În dragoste nu ajunge numai să fie sacrificiu, numai să fie bani, să fie știu ce acolo, îți spune toate, îți în Biblie. Nu uita, în dragoste e așa de important să fie respect. s a fost un dintre Primele lucruri pe care mi le-am dorit când m-am uitat la soția mea. Zis, Dacă mă jignești în public, poate să fie înainte cu o săptămână de nuntă. Acolo se rupe tot. Pentru că am știut, pentru că am văzut păstori, pentru că am văzut lucrători, pentru că am văzut oameni mari călcați în picioare de nevestele lor. E oribil. Și invers, bărbați care cred că femeia e la cratiță. Că ea nu știe așa de important, dragii mei, dragostea respectă. Dragostea se poartă cuvincios. Și vreau să închei, cum spuneam, cu un gând, nu o să zic prea mult. De obicei, când predicăm de astea, mereu există riposte, nu ne place mesajul ăsta niciodată. Când e vorba de ținută, nu? Știu că nu ne place acest mesaj la toți și mult Alții zic, frate, predică mai des, alții mai lasă-ne cu astea. Dar mă uitam așa numai un gând, spune acolo Timotei, vreau dar, spune acolo cuvântul, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Și după aia trece, Pavel spune, cu rușine și sfială. De ce ne multe ori sărim peste cuvincios? Mergem drept la smerenie. Și așa este. Femeia trebuie să se îmbrace în smerenie. Dar până la smerenie, frații mei, aici pa, Petru, Pavel spune în Timotei, până la urmă, până la smerenie este cuviința. Adică nu trebuie multă pocăință să te îmbraci civilizat la biserică. Îți trebuie numai bun semn. Asta vrea să ne spună Pavel, oameni buni, până la pocăință, până la smerenie. Ținuta în biserică, nici ar trebui să o punem în calcul, domnule. Asta e bună cuvință, asta e respect, asta e minim. Ne spunea când eram tine și spunea unii mei că să vii în bluj la biserică, nu să, să fii nu știu cât de matur spiritual, pe asta să știe de, 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 când e lumea, domnule, nici la ortodox. Domnule, blugi pentru stadion, blugi pentru hipodrom, blugi pentru, nu știu, pentru cinematograf, la tirăr, blugi nu-ți de adunare, buna cuvință te învață, bunul simți. Și așa este. Vreau să vă spun ceva, de-aia nu predic des despre asta. Pentru că am o convingere în suflet că cine n-are bunul simț despre care vorbește aici Pavel, poți să-i tăt predici. Că înainte să fie pocăință, cred că de multe ori e vorba doar de un pic de bun simț. Să știi că în biserică nu trebuie să-ți arăți ce ai sau ce n-ai. E o chestie de bun simț. Nu-ți trebuie 30 de ani de pocăință. Există ortodoxe în România care spun, Domne, am rămas șocat. când am văzut câtă modă e la voi în biserică. Eu știam că la biserică se merge modest. Și vin ortodoxe și spun, Domne, nu mai vin, că n-am haine. Eu nu am haine să vin aici. E umilitor să auzi asta. Și am auzit-o în România, nu odată. Apostolul Pavel, când vorbește în 1 în altă parte, zice acolo, spune, cu îngerii, ia cu exegeza, cu greaca, domne, predică Pavel în timp tot ce vrei. Și după aia se uită Pavel așa, zice, mă, nu mai am ce să mai, atât am dâmbit, zice el, păi nu vă învață și firea? Parcă Pavel, când gata argumentele biblice și nu mai are logica, exegeza, Vechiul Testament, mai știu eu, îi se gata tot și spune pe la un păi nu vă învață și firea, explodează ceva în el acolo, păi nu trebuie să vă mai spun, mă surori dragi, păi firea vă învață, bun păi simplu vă învață, decența. Doamne, dă neînțelepciune. Dragostea nu se poartă necuvincios. În toate domeniile Dumnezeu ne cheamă la o dragoste care să însemne bună cuvință. Vreau să închei cu un verset frumos, un în îndemn pentru toată biserica. Spune Pavel în Roman 13, să trăim frumos. și îmi place versetul ăsta. Zice, să trăim frumos ca în timpul zilei. Și zice, nu un chef, nu un și începe acolo cu duze în nu așa ce frumos, nu? Dumnezeu nu e ce cheamă numai la sfințenie. Dumnezeu are simțul sfințeniei, El este sfânt, sfânt, sfânt. Dar El are și un simțământ al esteticului. Dincolo de sfințenie, Lui îi place să trăim frumos. Doresc ca să seară să închei gândul meu cu această frumoasă frază, frații și surori din Elim și nu numai, haideți să trăim frumos. Nu numai că în sfințenie, asta se auto-subînțelege, trebuie sfințenie, trebuie pocăință, dar dincolo de asta, hai să trăim frumos, cu un simț al esteticului, cu un simț al bunului simț, dacă vreți, cu un simț al politeții și al bunei cuvințe, acasă, la adunare, la șap, pe stradă și față de toți oamenii să trăim frumos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare acum la final.